căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta, sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Care sunt aici pe masă, slăviți să fie Dumnezeu. Așa că, în câteva cuvinte, pentru cei ce este pentru prima oară sau participă pentru prima oară la un astfel de eveniment, vreau să vă spun că este o poruncă a Domnului. Așa spune cuvântul Domnului, versetul 24. Luați și mâncați. Și atunci când Dumnezeu vorbește, vreau să vă spun că nu roagă frumos pe nimeni. Și Dumnezeu când vorbește, poruncește. Pentru aceasta am spus că este o poruncă. Și noi ori de câte ori o facem, această lucrare, o facem și spre pomenirea Lui și ne aducem aminte de toată patima Domnului nostru Iisus Hristos pe lepând din Golgota. Ne aducem aminte apoi de ceea ce a făcut în viața noastră și prin actul și prin apropierea noastră de trupul și de sângele Lui, noi îi suntem recunoscători și mulțumitori. E toți dintre, majoritatea dintre voi aveți copii și cred că ar fi dureros ca cineva să n-aibă feciorul sau fiica la masă în timp ce se servește o mâncare gustoasă sau o mâncare pregătită de soțurile noastre. E adevărat? De asemenea, Dumnezeu este întristat atunci când cineva nu mănâncă. Totuși, cuvântul Domnului spune în versetul 27, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Pentru aceasta, aș dori ca înainte să ne rugăm pentru azimă și pentru vin, aș vrea o rugăciune scurtă să o facem înaintea Domnului și să ne cerem iertare. Nu numai cei ce se apropie de trupul și de sângele Domnului, ci cei ce sunt aici. Dacă simți că cugetul tău, inima ta, subconștientul tău, te apasă cu ceva, vreau să-ți aduc aminte că în ziua aceasta, aici în adunare, este Dumnezeu care poate să-ți ierte păcatul. Este Dumnezeu care poate să te reabiliteze, este Dumnezeu care te poate ridica și este Dumnezeu care îți poate da puterea de care ai nevoie să înaintezi pe calea aceasta credință. Amin? Dumnezeu să fie lăudat. Așa că vă rog, pe baza acestui verset, apoi versetul 28 spune că fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce. Niciodată n-am spus Domnul, nu mâncați. Cercetați-vă, cereți-vă iertare, proșterneți-vă la picioarele Domnului Iisus Hristos, meriți-vă cu toții să ne smerim sub brațul lui puternic de Dumnezeu și așa cu îndrăzneală să ne apropiem de sângele și de trupul lui. Atenție! Nu poți. Nu ai viață. Nu poți înainta. Doar atingându-te de El. Doar atingându-te de El. Slăvit să fie El în veci. Vrem să ne rugăm în direcția aceasta, în câteva cuvinte, fiecare dintre noi, plecăm capetele și ochii cu smerenie înaintea Domnului, ne cerem iertare și apoi cu ajutorul Domnului vom intra în rugăciunea de binecuvântare a azimei și a vinului.